pe un creator, pe un om spectaculos, dar care, iată, a fost și a avut viața greu încercată pentru cei dragi lui, dar și pentru el, și încearcă să caute în continuare luminița de la capătul tunelului. Dați-mi voie să-l invit alături de noi pe Ștefan Pelgar. Frumoasă, Cristi. Hristos a înviat, dragule, mă bucur să te văd. Arăți absolut spectaculos. Deci când vrei să ieși în oraș, am scanat. Da, trebuie să vorbești cu Ștefan. Poate broșa asta. Ochelarii îmi plac mult. Broșa asta nu e treaba ta. O să facem niște chestii și cu băieți, așa pot să povestesc. Gata. Da, la microfon, cu mare drag. Mulțumesc mult, Hristos a înviat, bine ai venit. Bine te-am găsit, am auzit de luminița tunelului. De luminița, da. Acum zic că eu văd o lumină deja, văd un reflector, văd mai multe reflectoare. Așa că încet lucrurile încep să se lumineze, să se transparentizeze și să se concretizeze un pic așa. După o perioadă, după cum bine știi și tu și eu și toată lumea, n-a fost chiar atât de bine pentru... După cum știți foarte bine, Ștefan a avut parte în viața lui de un incident scandalos, aș putea spune. Evident că a fost acolo un substrat care face ca în continuare această poveste să mai aibă câteva virgule până când se va pune punct. După o scurtă pauză de publicitate vom vorbi cu Ștefan despre asta, despre ceea ce pregătește, pentru că în mai trebuie să ne pregătim cu camere, cu oameni, pentru că urmează un eveniment, și vorbim și despre mama lui. O să vedeți cine, ce și cum, doamnelor și domnilor, stați cu noi. Suntem împreună cu Ștefan Pelgar, povestim despre lucrurile pe care urmează să le facă. Evident, o să ajungem și la eveniment. Aș vrea să-i urez în primul rând multă sănătate mamei tale. Spune-mi ce Mulțumesc face ea. Mulțumesc frumos, Cristi. Mama, din păcate, nu este chiar atât de bine, așa cum mi-aș dori, dar ea fiind o luptătoare și știi că și în ultima noastră discuție ea a fost pe primul loc, va rămâne pe primul loc în gândurile mele. Și a suferit acum 2 săptămâni o semipareză, nu se știe încă de la ce, iar acum 2 zile s-a depistat că este infectată cu o nouă tulpină a coronavirusului, așa că tot retreat-ul la care locuiește ea a fost băgat în lockdown, nu mai pot să mă duc să o vizitez. Suntem în fiecare zi pe cet. Pentru că dacă ai fi vrut să o vizitezi, apropo de pareză și de tot, acum nu poți, cel puțin 2 săptămâni, cel puțin probabil. Cel puțin, pentru că nu se știe, se fac investigații și din cauza parezei, se fac investigații și din cauza coronavirusului. Dar eu deja sunt așa de obosit de această discuție, eu sper că va trece foarte ușor peste acest moment. Mă voi duce din nou la ea, o voi vedea și să sperăm că acest subiect corona va fi un subiect al trecutului, așa că ne îndreptăm spre subiecte ale viitorului. Bun, în orice caz, rețineți un aspect foarte important în ceea ce a spus Ștefan, și anume că în Germania există în momentul o altă versiune. Cel mai rău pentru Ștefan este, sau de fapt nu e rău, este o incertitudine, că la Omicron ne-am prins, a fost mai blând. Nu știi nici cum evoluează. Deci când e ceva nou și se întâmplă să fie chiar în curtea ta, e emoție. Și cu siguranță îi dorim multă sănătate mamei tale. Mulțumesc și de asemenea. Atenție mare pentru cei care mai râd așa, că mai văd câte un om cu mască, cum sunt eu. V-am mai spus și vă mai spun o dată. A fost într-o țară la cald, ați văzut fotografii, că ieri a și apărut în presă, au apărut câteva fotografii. Acolo în incintă, fără mască, nu se umbla. Și multe alte țări. Și multe alte încă țări. În incintă... Deci, hai treziți-vă, da. Că oamenii când mă văd cu mască pe mine, se uită la mine de parcă aș fi cosmonaut. Este un beneficiu, că nu neapărat te recunosc. Dacă ai mască, ai acest bun. Beneficiu. Noi, pe Cristi, recunosc oricum, cu mască, nu. Cu sau fără mască, nu. Ultimii 2 ani de zile m-au văzut mai mult cu mască, așa cum dacă sunt fără mască, se întreabă dacă sunt eu, știi? Dar nu e niciun fel de problemă. Multă sănătate pentru mama ta, sunt convins că o să treacă și peste lucrurile astea. O să trecem și peste asta. Tu ești un fiu extrem de atent și sunt convins că orice lucru care va fi de făcut, îl vei face negreșit. Absolut. Să vorbim de eveniment. Să vorbim de noul proiect care se adresează atât bărbaților cât și doamnelor, pentru că este o premieră la mine să mă adresez cu, nu neapărat creații, dar servicii pe care le ofer la Experience by Ștefan Pelgar. Experience by Ștefan Pelgar s-a născut
Acum de curând, adică anul trecut, la sfârșitul anului, am făcut un plan de bătaie pentru 2022, având în vedere că era totul incert. Ce se întâmplă? Deschidem, deschidem, nu deschidem? Ce putem face? Am dezvoltat această platformă online, care este, de fapt, un spațiu virtual de întâlnire, un spațiu de shopping virtual, dar și un spațiu de literatură, de artă, de muzică, de frumos, de foarte modă, frumos, de fashion, de deci practic un lifestyle forum pentru toți doritorii de nou și pentru toți doritorii de nou din ce punct de vedere. Ne putem întâlni, putem face un chat, putem învăța o rețetă nouă, de exemplu, putem învăța cum se face un scratch, un desen, cum se face o manufactură de geantă, care sunt cele mai frumoase. Deci, din toate domenii, din toate arile frumosului, ca să zic așa, per total, vor fi oameni care ne vor aduce câte puțin în fiecare zi despre fiecare acest subiect. Este sub tutela Stefan Pelgar, am parteneri foarte, foarte puternici în spate care au susținut proiectul acesta de la începutul anului și săptămâna viitoare va fi lansarea lui, adică pe 12 va fi evenimentul, pe 15 se lansează platforma, te aștept, evident, împreună cu Oana. Și vom transforma un pic viața a noastră a online-ului într-o platformă cross-promotion, de aceea am fost și plecat în ianuarie și februarie din țară pentru a mă pregăti pentru aceste noi terminologii pe care, dacă mi-ai fi spus acum 3 ani ce înseamnă cross-promotion pe Insta, TikTok, mi-am făcut acum câteva săptămâni, am fost pus de către oamenii mei: tu ai nevoie de un cont de TikTok. Am auzit, nu m-am apucat de TikTok, dar înțeleg că e foarte important. Este foarte important, nu-l înțeleg nici până acum și mă simt ca o maimuță când văd, nu fac încă de-alea cu voci peste, mă rog. Ideea este că trebuie să ai niște tools-uri, tool-urile acestea care sunt actuale de și sunt pentru ta, a ceea ce faci, generația nouă, care acum 5 ani, dacă îmi spuneai că totul se va muta pe online, îți dădeam una în cap. Așa este. Acum 3 ani, dacă îmi ziceai de TikTok, mă rog, ideea este că trebuie să mergem cu timpul. Proiectul acesta este susținut de parteneri foarte puternici și de parteneri internaționali. Bravo. Care mă bucură foarte, foarte tare că au avut încredere în brandul Stefan Pelgar în sine, pentru că sunt pe piață de 20 de ani în România, în industrie de aproape 30 de ani. Și să începi de la zero, practic, un proiect din acesta, cum l-am început eu, e riscant pentru tine, dar e riscant și pentru partener, pentru că au încredere în nume, au încredere în capacitatea interlocutorului, dar până la urmă nu se știe ce iese, să zicem, acum. Absolut. Dar mă bucur că am ajuns la un final, site-ul este creat, sunt pop-ups-uri, sunt speech-uri, sunt... Okay. Da, e un lucru care în România încă nu există. Ne vom vedea și vom fi acolo la eveniment. Pe de altă parte, vreau să întreb de Paște ce ai făcut. Din păcate, Paștele Catolic a fost fix ziua în care mama a suferit pareza. Eu eram în aeroport și am plecat din aeroport acasă și l-am petrecut singur, pentru că n-am mai avut chef de nimic. Vai de mine, da. După care Paștele Ortodox, pentru că la noi în casă, tata fiind foarte libertin și mama în general, ceea ce privește religiile, poți să fii musulman, poți să fii ortodox, catolic, budist, acolo sus e cineva care are grijă de noi. Așa e. M-am dus la slujba de duminică la Biserica Ortodoxă, după care m-am mai dus la o slujbă la catolici, la Biserica Catolică, unde m-am întâlnit din surpriză și chiar nu am mai văzut mai mult pe Laura Cosoi, care este catolică, venise și acolo pur și simplu la biserică. E un loc de... și după aceea m-am dus cu Adina la un grătar, cu Adina, cu prietena noastră comună, cu Adina Buzatu, ne-am dus la un grătar, unde a fost extraordinar de frumos. Deci chiar dacă n-am petrecut cu familia, dar am petrecut cu prieteni care între timp au devenit familie. Foarte frumos. Aș vrea înainte să... Deci a fost... O să ne mai vedem în următoarea perioadă cu Stefan. Ați aflat de ce. Pe de altă parte, vreau să te
întreb pentru că am informația că în legătură cu acel incident incredibil în care tu ai fost agresat și au fost încă nu s-a terminat toată povestea și aș vrea să te întreb ce mai e. Da, nu s-a terminat din păcate, Cristi. A venit pandemia, ultimul proces pe partea penală trebuia să fie pe în noiembrie, fix luna în care a murit tata, în 2018. Dumnezeu să-l ierte. Și a venit COVID-ul, s-a mutat de pe un an pe altul și acum următoarea înfățișare, pentru că procesul civil a fost deja câștigat de către mine, da, față de statul francez. Acum următorul proces va fi procesul penal și după aia procesul de malpraxis al spitalului de la Nisa, spitalul universitar de la Nisa. Deci mai sunt încă o grămadă, deci cu siguranță vreo 20-30 de înfățișări. Asta înseamnă implicit și, păi, în 2018 când s-a întâmplat, eu am făcut 30 de drumuri în 2 luni. Du-te vino, plecam, veneam București, adică era mai des pe drumul București-Nisa decât, nu știu, București primăverii sau, da. Dar se continuă, dar pentru că știu că am câștig de cauza avocații mei din Franța, știu că este câștig de cauza pentru că am fost complet nevinovat, adică cum să fii nevinovată dacă cineva te agresează, te bate și te aruncă într-un șanț? Evident. Trebuie să se facă o dreptate și acum ne judecăm pentru bunurile materiale, bunurile, mă rog, astea de aici de sus, sunt sau nu mai sunt, sau sigur, se reîncarcă. Cât au fost afectate? Absolut, fără dar și poate. Și bun, deci practic, uite, asta voiam să te întreb și un minut vreau să te mai țin, după aceea vom urmări în continuare ceea ce face Ștefan. În România se bănuiește că sunt diverse intervenții oculte. Acolo de ce întârzi? Există birocrație atât de, o birocrație de mare și în Franța? Sunt curios, știi? Uite cât durează un proces în Franța. Te gândeai că numai România. Uite, asta a amânat, de exemplu, verdictul în dosarul colectiv. S-a mai amânat o perioadă. Sigur, e foarte mult, foarte, Dumnezeule, foarte cât a trecut, da, de la colectiv. Hai să zicem că putem da vina pe această perioadă a COVID-ului, în care nu s-a putut judeca, în care nu s-a putut călători așa cum ne-am fi dorit, dar aceste amânări duc doar la frustrarea părților, pentru că și de bani, evident, pentru că din nou alte costuri, alte distracții, alte, sigur, drumuri, alte când procesul trebuia să fie terminat în 2019, iată că suntem în 2023 și cu siguranță mai am încă 2 ani de proces în față, sau dacă nu chiar 3. Deci, până atunci, părțile care ar trebui să-ți plătească daune morale au blocat cumva o posibilă sumă, că poate descoperi că nu mai ai de unde să recuperezi ceea ce ți se cuvine. Nu, datorită faptului că nu există nicio sumă blocată, pentru că această organizație care m-a atacat este o organizație mafiotă, care nu au niciun fel de posesii. Eu mă judec direct cu statul francez, se numește Fond de Victime et de Terorism. Aha. Și acest Fond de Victime și de Terorism despăgubește. Deci statul francez despăgubește, da, cei atacați. Și pentru că statul, okay, francez a fost afectat ca și celelalte state din cauza pandemiei cu ajutoare pentru diversele sectoare ale lumii de afaceri, aceste sume de bani care erau alocate pentru victimele a diferitor cauze, accidente, asalturi, în cazul grupării care, în care am fost noi, au fost și două ucideri. Cu o seară înainte atacării mele a fost ucis un băiat tot în aceeași cauză, pentru jaf și pentru Dumnezeu te-a văzut, unui, practic. Ai fost în mâinile lui Dumnezeu și te-a văzut. Da. Și nu a fost prima dată că e acolo cineva sus, dar cu siguranță cei care au făcut aceste lucruri vor plăti mai devreme sau mai târziu. Mie nu mi-e neapărat de bunurile pe care, de care am fost deposedat. Bunurile vin, bunurile pleacă. Și nu trăim din asta, trăim din cu totul alte lucruri. Mi-am dat ușor așa, îți dai seama că nu astea sunt valorile. Evident că sunt importante, dar îmi vreau dreptate. Asta este foarte, absolut, foarte important pentru mine, ca să pot închide un subiect și să încep cu următorul.
fapte de viață absolut incredibile, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult lui Ștefan Pelgăr pentru această vizită. Ne vom vedea în zilele următoare cu el și cu proiectele sale. Mulțumim foarte mult, Ștefan, pentru... Mulțumesc din suflet, Cristi. M-am bucurat să te revăd. Și eu, ca întotdeauna, ne vom vedea cu Ștefan. Până atunci, am văzut și cu prietenii lui, am văzut și pe Ileana mai devreme. Universul lui Ștefan, plin de oameni foarte colorați, interesanți, colorați și frumoși. Avem un concurs, VIP, dar